Este scris, o, dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Da, puțini oameni iau aminte la poruncile lui Dumnezeu. De altă parte, scrie Pavel lui Timotei, în a doua Timotei, capitolul 4, aceste cuvinte. Te îndemn, zice Pavel. Într-o altă traducere scrie că Pavel făcea ca un jurământ fenomenal, o implorare. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția lui, propovăduiește cuvântul. Ceea ce tu auzi acum este propovăduirea cuvântului, nu predicare, nu o cunoștință și slovă moartă sau cunoștință uscată, ci cuvinte vii ale lui Dumnezeu, care sunt date de El ca să ne învie din morți, să ne cheme la o trezire fenomenală, la o întoarcere cu toată inima. Metanoia înseamnă întoarcere, înnoirea gândirii, înnoirea minții noastre. Propovăduiește dar cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp. Mustră, ceartă sau dovedește, convinge, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea și noi trăim vremea aceea. Ceea ce scrie aici a fost scris de acum 2000 de ani, când oamenii nu mai pot să sufere învățătura sănătoasă, învățătura care îi duce la frică de Dumnezeu. Ci gâdele urechile să audă lucruri plăcute, istorisiri frumoase, închipuite. Își dau învățători după poftele lor, își întorc urechea de la adevăr, se îndreaptă spre istorisiri închipuite. Dar tu, Timoteie, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Ce timpuri trăim noi, prieteni! Când învățătura sănătoasă a fost dată la o parte, pentru că ea taie adânc în firea omului, judecă gândurile ascunse, clădiri de gânduri din inima adâncă a oamenilor. Spune că inima oamenilor și adâncul mărilor, numai Dumnezeu le cunoaște. Așa sunt de tainice și ascunse. Și noi trăim un timp într-adevăr fenomenal de greu, când au fost răstălmăcite cele mai multe adevăruri. Iată, de exemplu, Evrei 4 la început scrie să luăm aminte cu mare frică sau să luăm bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare promisiunea să intrăm în odihna lui Dumnezeu, niciunul din noi să nu se pomenească veni prea târziu. Ai venit tu la această odihnă? Pavel ne îndeamnă mai departe, sau autorul epistolei către evrei spune mai departe, să ne grăbim să intrăm în odihna aceea lui, ca niciunul să nu se pomenească prea târziu venit. Prea târziu vor veni și cele cinci nechipzuite, fecioarele acelea care n-au adunat un de lemn de rezervă, adică n-au avut o viață ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când au trecut ocaziile, chiar dacă au biruit și ele păcatul și au avut ulei în lămpile lor și încă ardeau, au avut ceva ulei și ele și erau o lumină pentru vecini, pentru prieteni, pentru oameni, pentru rude. Și totuși, puțină lumină, puțină, ele nu intrau în ele însele cu cuvântul lui Dumnezeu, n-au zdrobit măsline în ascuns, meargă în cămăruță după ce a trecut ispita, încercarea, proba, și să se roage lui Dumnezeu, Doamne, de ce n-am putut binecuvânta? N-am spus ceva rău înapoi, dar de ce n-am putut binecuvânta? O, dă-mi puterea aceea, că Tu așa ai spus, nu blestemați, ci binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, faceți-le bine.
și pentru vrăjmașii, dușmanii voștri rugați-vă. Atunci, dacă fecioarele nechipzuite ar fi înțeles, ar fi făcut ca cele înțelepte, ar fi intrat în cămăruță când, după ce treceau situațiile și încercările în care ele aveau lumină și era o lumină, dar lumina aceea din candelă se consuma în timp ce ele erau o lumină înaintea oamenilor și la magazin sau în situații nu răspundeau înapoi cu batjocuri și închideau gura și răbdau și ele ceva, dar n-au intrat după aceea în cămăruță și să se roage: Doamne, de ce n-am putut să fiu bun? De ce n-am putut să spun ceva bun înapoi? Doamne, încă este în mine duritate, răutate, egoism. Dă-mi har să omor toate acestea, să smulg aceste rădăcini, să omor prin Duhul faptele trupului. Aceasta este sfințire. Și cei mai mulți din poporul Domnului nu știu aceasta. Ei atâta știu, sfințire este iertarea păcatelor și suntem puși deoparte pentru Domnul. Dar sfințire înseamnă când prin Duhul omorâm faptele trupului. Romani 8:13. Sfințire înseamnă să fii transformat din omenesc în duhovnicesc sau dumnezeiesc, să primești natura lui Dumnezeu. A doua Petru 1, versetele 3 și 4, el ne-a dat promisiunile lui cele mai mari și mai scumpe, ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce fugim de stricăciunea care e în lume prin pofte. Unii cred că vom primi firea dumnezeiască, natura lui Dumnezeu în ceruri, dar bine, atunci nu mai avem când să fugim. De ce fugim în ceruri? Nu mai avem de ce stricăciune și corupție să fugim acolo, dar aici avem. Și aici, când vedem ceva nepotrivit, întoarcem ochii în altă parte. Când auzim ceva nepotrivit, ne astupăm urechile. Astupă-ți ochii, înfundă-ți urechile pentru cei josnic din lumea aceasta rea. Acestea sunt fecioarele înțelepte care umblă în lumină, din lumină în lumină, din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, în Sion, acolo sunt sfinții lui Dumnezeu, în locuri cerești în Hristos cu Duhul nostru, acolo trebuie să fim noi, frate, soră, tu care te crezi copil al lui Dumnezeu, care te lauzi cu legea, cu poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu să-ți dea har să înțelegi aceste taine, pentru că scrie în Evrei 4:2 că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și evreilor de atunci, dar lor cuvântul la cei mai mulți nu le-a ajutat la nimic, că n-au găsit cuvântul credință în inimile lor, nu s-a contopit cu credință cuvântul în inimile lor, scrie într-o traducere. Pe când noi, fiindcă noi credem, am crezut, intrăm în această odihnă despre care a vorbit Dumnezeu când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Cei nechipzuiți, cei fecioarele nechipzuite nu intră în odihnă. Ele vor ajunge în curând în strâmtorările care vin la o pană de ulei. Da, atunci vor vedea târziu că au nevoie de rezervă de răbdare, rezervă de bunătate, rezervă de putere, rezervă de înțelepciune, de dragoste, de îngăduință, rezervă. Și era vasul ascuns și acolo trebuiau adunat unde lemnul și trebuiau zdrobite măslinele în viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și trebuia să se judece mai departe pe sine: Doamne, de ce n-am putut? Noi de ce n-am putut, ziceau ucenicii. Și Iisus le spune: da, acest soi de demoni bătrâni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Da, aceasta avem noi mare nevoie, un post așa cum trebuie, o smerire, adică așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Să-L căutăm cu toată inima, să fim plini de Duh și plin de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul să locuiască din belșug în noi, în toată înțelepciunea. Gândește-te, tu care te crezi iudeu sau în poporul lui Dumnezeu de azi, tu care mergi la casa Domnului și cânți cântări și evangelizezi și mergi peste tot cu candela ta, gândește-te cum este cu vasul tău, e ceva adunat acolo sau nici n-ai auzit până azi de această taină de a aduna unde lemn, de a zdrobi măsline, viața, voia proprie. Iisus așa a spus: cine își va urâ, cine își va găsi viața să o piardă, să ne urâm viața după firea pământească. Asta înseamnă că, de altă parte, Iacov spune că cine își iubește viața, cine iubește viața,
atunci să-și înfrâneze limba de la rău, buzele de la cuvinte înșelătoare. Bineînțeles că noi trăim frumos ca în timpul zilei și nu urâm a trăi cât ne-a dat Dumnezeu să trăim, dar ne urâm viața proprie, viața după firea pământească, simpatia și antipatia. Unul așa l-ai la inimă că l-ai luat și acasă, pe altul nici nu poți să-l vezi când apare pe stradă mai departe și deja te duci în altă direcție, te uiți în altă parte. Sau în magazin, cum este cu asta? O să ne dea Dumnezeu har să putem umbla, să trăim frumos ca în timpul zilei, așa stă scris, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine. Gândește-te! Un lucru de căpătâi care aproape nimeni nu l-a înțeles în adunări este: cine păcătuiește de fapt? Omul tău cel vechi. De ce tu mai păcătuiești conștient? De ce te cerți? De ce te mânii? De ce te gândești la lucruri nepotrivite? De ce intri pe internet la lucruri nepotrivite? De ce? De ce judeci pe altul? De ce? De ce faci tu aceste lucruri? Pentru că n-ai dezbrăcat omul acela vechi. Felul tău vechi, gândirea veche care se lasă dusă în păcat știut, păcat conștient. Dacă era dezbrăcat ca o haină, nu mai făceai aceste fapte ale întunericului. Și era într-adevăr adăugat ca un mădular în trupul lui Hristos. Numai cei care au dezbrăcat omul cel vechi sunt mădulare în trupul lui Hristos. Ei nu mai păcătuiesc conștient, așa cum este scris. Cine rămâne în el trăiește cum el a trăit. 1 Ioan, capitolul 1, capitolul 2, foarte clar vorbește despre asta. Cine păcătuiește, zice în capitolul 3 Ioan, în epistolă, este de la diavolul. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să ia lucrările sau păcatele, da? Să nimicească lucrările diavolului. Și noi suntem chemați tot așa, zice în Roman 16:22, că Dumnezeu în curând, cu repeziciune, după altă traducere, îl va zdrobi pe Satan sub talpa picioarelor noastre. Când face Dumnezeu asta? Când omul cel vechi este dezbrăcat. Când înțelegi cu mintea, te înnoiești în duhul minții tale și înțelegi tot ce-i pe pământ e gunoi. Nu merită nici să-ți întorci capul spre ele. Când înțelegi aceste taine și îți dai viața, nu ca martir, poate vine pentru câțiva, așa scrie, pe unii îi va arunca cel rău și în temniță ca să fim încercați, dar nu toți. Dar noi trebuie să ne dăm viața din pricina lui în fiecare zi, ca niște oi la măcelărie, așa spune Pavel, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, socotiți ca oi de tăiere. O, aceștia sunt fecioarele înțelepte, mireasa, cei sfinți, cei care se pregătesc, care își albesc hainele în sângele mielului, în fiecare zi curățesc. Cine are nădejde aceasta se curăță cum el este curat. Acesta este mireasa. Ei au dezbrăcat omul cel vechi care păcătuia conștient. Acum vin la iveală ce? Lucruri fine din trupul păcătos, din trupul păcatului. Orice rest de mânie. În română scrie orice mânie, orice iuțime, strigare, răutate, clevetire, să piară din mijlocul vostru. În altă traducere scrie orice rest. Acestea sunt rădăcini din trupul păcatului, le-am moștenit de la părinți. Tot timpul s-au luptat și s-au urât pentru averi, pentru pământ și pentru tot, pentru cinstea proprie. Acestea sunt în noi rădăcinile, dar aceste resturi acum se numesc faptele trupului. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri, Romani 8:13. Dar dacă prin Duhul omorâți faptele trupului, veți trăi. Gândește-te că această cale ne-a deschis-o Iisus Hristos. A doua Corinteni 4:10-11. Purtăm întotdeauna cu noi și noi în trupul acesta muritor ce omorârea pe care a purtat-o Hristos. El a purtat toată viața lui 33 de ani și jumătate de când era copil mic această moarte în natura lui, pentru că a îmbrăcat firea omenească de la Maria, de la David, din sămânța lui David în ce privește firea sau carnea, firea pământească și trupul. Da? Și în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că era Fiul lui Dumnezeu. De ce n-a murit El? De ce moartea n-a putut să-L țină? Pentru că El a murit pentru păcatele noastre și totuși a fost ascultat.
și nu a intrat în moartea în care noi am intrat de atâtea ori, pentru că păcatul, odată înfăptuit, zice Iacov 1 cu 14, aduce moartea. Nu, el cu strigăte mare, Evrei 3 cu 5, cu țipete de alarmă, după altă traducere, a strigat la Dumnezeu să fie izbăvit, eliberat, să n-ajungă la moartea pe care noi toți am gustat. Am gustat-o, am căzut în păcat și l-am supărat pe Dumnezeu din copilărie, am furat, am mințit, ne-am urât, vrednici să fim urâți și ne-am urât unii pe alții. Și ăsta a fost felul vechi, acum e un fel nou, duhovnicesc. Ești tu duhovnicesc, nu pentru că știi Biblia ești duhovnicesc, nu pentru că ești botezat cu Duhul Sfânt sau l-ai primit, ești tu duhovnicesc, ci pentru că umbli călăuzit de Duhul. Și Duhul te călăuzește în tot adevărul, te învață aceste lucruri, îți aduce aminte când ești în încercare, te ajută ca să omori faptele trupului, acele lucruri fine, egoism, răutate, rădăcine amare, toate acestea, ține supărare. Bărbaților, nu fiți amari, nu ține supărare pe neveste să nu fie împiedicate rugăciunile, ajung până la tavan și cad jos ca nucile rugăciunile tale. Femeilor, fiți supuse bărbaților ca Domnului și ca Sara, care îl numea pe Avram, domnul ei. Acestea sunt mărgăritare, sunt cuvinte. Atunci iese la iveală ceva, o împotrivire, o comentarii, cum spunea fratele Tombre odată din Franța, comentarii. Și atunci te oprești, închizi gura ca un miel și taci, te liniștești, primești lumină și omori prin Duhul faptele trupului care au ieșit la iveală din aceste rădăcini. De aceea spune în altă parte să nu dea lăstare vreo rădăcină de amărăciune. Vorbire de rău, puțină ironie despre cineva. Imediat rădăcinile amare vor să dea, dar tu ești treaz și nu-l lași să dea lăstari și să întineze pe mulți, ci omori aceasta la tine, închizi gura. A omorâ înseamnă a recunoaște, a judeca și apoi a urâ. Ura înseamnă moarte sau ucidere. Cine urăște este ucigaș, așa scrie Iacov. Da, sunt taine mari aici și apoi... Acest lucru iarăși nu îl poți face dacă n-ai răstignit firea pământească cu faptele cunoscute ale firii pământești, căci faptele firii pământești, Galateni 5 cu 19-21, sunt cunoscute, conștiente, toți văd că te-ai certat, că te-ai mâniat, că ești răutăcios, că ești invidios, că vorbești rău, că judeci, că faci tot felul de răutăți, că... În loc să te rogi pentru dregătorie, îi vorbești de rău peste tot și nu ești mulțumit cu primarul, cu președintele, cu miniștrii, cu parlamentul, cu toate aceste lucruri. Gândește-te! Și tu, Biblia spune ce să faci, să te rogi, că nu-i dregătorie, stăpânire să nu vină de la Dumnezeu. La așa popor, așa stăpâni, așa dregători avem. Și suntem chemați să ne rugăm, nu să-i bârfim, nu să-i judecăm toată ziua. Au nevoie de înțelepciune, unii vor să facă binele. Nu mulți, dar unii vor și unii sunt și credincioși chiar. Și alții vor primi de la Dumnezeu o răsplată grea, pentru că ei nu știu că ei reprezintă fiara din Apocalipsa, da, pe care va vărsa, va scutura de pe spinarea ei toate aceste dregătorii, va scutura de pe spinarea ei pe curva cea mare sau religiile mari. Și pe fiicele ei, religiile mici, care și ei trăiesc o viață de prea curvă, cum zice Iacov, suflete prea curvare, nu știi că prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine se face prieten cu lumea, cu lucrurile ei, este vrăjmaș cu Dumnezeu. Așa sunt cei mai mulți creștini religioși. Tu să nu fii așa. Dacă ești mireasa lui Hristos, răstignește firea pământească. Cu toate aceste fapte din Galateni 5, 19, 21 până la 20 și de la 19 la 21 și apoi vei primi, vei umbla în Duhul, vei omori faptele trupului, vei primi roada Duhului, Galateni 5, 22, 23, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, înfrânarea poftelor, facerea de bine și toate aceste virtuți. O, ce câmp de lucru, nu-i așa? Nu suntem șomeri. Cartea asta... Să fie scrisă aici, în minte și în inimă. Și Dumnezeu o scrie. Când treci prin încercări și ești credincios, ți-o scrie. El ți-o scrie acum în minte și când ești credincios și omori faptele trupului prin Duhul, o scrie în inima ta. De acolo nu o șterge nimeni.
Să-ți dea Dumnezeu har. Răpirea este aproape. Numai cei răstigniți cu Hristos sunt mădulare în trupul lui de azi de pe pământ. Numai cei care au dezbrăcat omul vechi se înnoiesc în fiecare zi în duhul minților, în mintea lor. Numai aceștia vor fi făcuți părtași firii lui Dumnezeu. Ei fug de stricăciunea care e în lume prin pofte. Și vine în curând ziua când noi se va vedea mai mult ca niciodată, cei care semănăm acum cu El, tot mai mult preschimbați după chipul și asemănarea mirelui, noi vom fi mireasă și vom merge pe nori. Nori de oameni, El vine în curând, s-a cântat azi, curând norii se despart, în curând când norii se despart, El își ia acasă mireasa. Atunci vom pune armătura jos, nu ne va mai trebui în cer, acum s-o avem toată, Efeseni 6, toată armătura lui Dumnezeu, citiți acolo de la versetul 10 în continuare. Acum dezbrăcăm omul vechi și ne îmbrăcăm cu cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui care ne-a creat și trăim o viață nouă, asta înseamnă mireasă, fecioară înțeleaptă, care omoară prin Duhul faptele trupului și astfel trăiește. Viața lui Hristos se arată în noi. Da, și noi, așa scrie în Tesaloniceni, undeva un cuvânt extraordinar, spune că Hristos va fi privit cu uimire în noi, în mine și în tine, care primește aceste cuvinte nu ca o judecată aspră omenească, ci ca o judecată dumnezeiască, pentru că vine de aici, din cartea lui Dumnezeu. Și ține minte, judecata lui Dumnezeu sau lumina lui Dumnezeu are cu ea un ajutor puternic care se numește lumină, care se numește judecată. Și aceea judecă. Și de aceea scrie că dacă ne judecăm acum singuri, noi înșine, prin cuvintele care vin la noi, nu vom fi judecați odată cu lumea. Da, atunci putem să analizăm și noi totul corect. Nu judecăm pe nimeni. Iisus, putem să spunem că ar fi judecat mult cu cuvântul lui Dumnezeu. Și El spune că dacă cineva nu-L ascultă în ziua aceea, nu eu îl judec, ci cuvântul pe care vi l-am spus îl va judeca în ziua de apoi. Și noi, prin viața noastră și prin vorbirea noastră, suntem pentru oameni ca o judecată. Și nu noi judecăm, ci cuvântul pe care l-ai auzit judecă. La tine, ceea ce a judecat mai înainte, la mine, an la rând. Și acum, în fiecare zi, încă mai găsesc ceva de judecat. Da, slăvit să fie Dumnezeu! Trăim vremuri fenomenale. Curând, în cursul lunii martie, vom încheia cu studiul mesajului către romani. Am vrut să fac un concurs și cu tristețe spun, nu prea s-au anunțat concurenți. Pentru că am zis că nu am sponsori atunci, acum 3 săptămâni aproximativ, că nu aveam, dar acum deja este un sponsor bun și sigur vor mai veni. Dar înțelesul este că mulți care nu v-ați arătat doritori să răspundeți la niște întrebări, să citiți niște lecții despre ce ați auzit și acum chiar, și altele adânci despre ce scrie în Romani, lucruri fenomenale, dumnezeiești, adânci, teologii habar n-au de ele, nici cu un deget nu știu să le miște, numai pe alături sunt în toate studiile lor groase teologice. Dar văd că puțin, pentru că probabil vrea să știți câți euro sau premiile, 1, 2, 3, da, asta înseamnă că tu te gândești mai mult la bani. Dar dacă v-ați gândi mai mult la ceea ce veți primi, prin faptul că vă veți adânci în cunoștința lui Dumnezeu, că așa scrie într-un loc, prin cunoștința lui, Isaia 53, robul meu cel neprihănit, adică Mesia, Hristos, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dacă ai înțelege că epistola către Romani chiar despre asta vorbește, ea privește pe fiul lui născut din sămânța lui David, din Maria, în ce privește firea sau carnea, trupul, și în ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Și spune Pavel că pentru aceea a primit el harul și apostolia, ca să ne aducă pe toți care credem în el dintre neamuri, dintre păgâni, la ascultarea credinței. Și apoi vorbește foarte interesant de firea omului, că nimic nu-i bun în noi. Romani capitolul 7,
că niciun om nu este bun, niciunul măcar, toți ne-am rătăcit și am fost niște netrebnici. Dar asta e în trecut, prietenul meu evanghelic, fratele meu, nu azi, când de ani de zile citim cartea asta și o predicăm la amvoane. Nu, acum trebuie să avem în noi multă roada Duhului, da? Să nu fie numai struguri acri și numai frunze în smochin. Nu, noi am umblat în lumină acum. Bineînțeles că în natură, în fire, încă nu locuiește nimic bun, dar e tot mai puțin care a rămas și tot mai mult bine care a intrat în noi, în Duhul nostru, în mintea noastră, prin cuvântul lui Dumnezeu. Am avut colegi de școală la Bârlad care sunt uimiți. Eu care eram așa distractiv, 5 ani, acolo am petrecut la școala pedagogică în Bârlad, da, acum 50 de ani deja s-au trecut. De când am terminat și care sunt mirați acum, nu mă mai recunosc, bineînțeles că după ce m-am întors la Dumnezeu, după ce am terminat liceul și de învățător și așa mai departe, m-am întors cu toată inima la Dumnezeu și am citit în fiecare zi și am cugetat la cartea aceasta. Și ea a devenit scrisă, într-adevăr, săpată așa cum sculptezi cu dalta în mintea și în inima mea. Și de aceea s-a schimbat tot complet gândirea mea, cuvintele mele, faptele mele, viața mea întreagă. Am primit un conținut de la Dumnezeu, încât dacă aș fi într-o temniță, nici n-aș avea nevoie, poate, de Biblie multă vreme. Pentru că am atâtea cuvinte, sute și sute adunate aici în inima mea și aș avea cu ce să trăiesc. Pentru omul meu interior vorbesc, chiar dacă acolo nu primesc mai nimic de mâncare. Da, dar nu știu sigur dacă voi ajunge acolo sau voi pleca mai înainte. Iisus e gata să vină, în anii care vin va veni. Unii poate ajung și în temniță. În orice caz, fecioarele nechipzuite nu vor putea să primească și ele iertare și o intrare în paradis la Dumnezeu după răpire, decât prin tăierea capului, pentru că va trebui să respingă semnul fiarei pe mână sau pe frunte, va trebui să suporte foamete, prigoană mare, persecuții mari. După răpire, atunci anticrist, da, va fi totul la dispoziția lui, ca să spunem, pentru că Duhul Sfânt și Mireasa vor pleca de pe pământ și se va descoperi atunci cel nelegiuit la Ierusalim și va cere închinare în templu care va fi făcut atunci și evreii atunci se vor trezi. Și două treimi din Israel vor fi nimiciți, omorâți atunci. Și iar fecioarele neînțelepte și cei care vor rămâne doar cu prețul vieții vor mai putea să aibă parte și ele la raiul, la paradisul lui Dumnezeu. Dar mireasa în timpul acela va fi la nuntă în cer, în cei 7 ani de strâmtorare care se numește vremea lui Anticrist. Marele necaz, 3 ani jumătate de pace falsă, da? Vor zice oamenii, pace și liniște, ne-a adus Anticrist, această ființă extraordinară care va face minuni și o inteligență extraordinară, va păcăli toată omenirea aproape. Va aduce pace în sfârșit și în Orientul Mijlociu și în Ucraina și peste tot. Dar ei nu știu că atunci când vor zice pace și liniște, la 3 ani jumate, la mijlocul celor 7 ani, o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Anii aceștia sunt foarte curând. Eu cred așa că în câțiva ani veți auzi și veți vedea unii și veți experimenta cu viața voastră aceste mari necazuri și dureri de pe pământ. Dar pentru mireasă, ea va fi la nuntă în ceruri 7 ani cu mirele și va veni după 7 ani călare pe cai albi și va instaura Iisus pe pământ împreună cu guvernul lui, nu cu guvernul mondial de azi, cu guvernul lui format numai din sfinți, din mireasă. Și din sfinții din vechime va instaura pe pământ împărăția de 1000 de ani de pace. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. Nu vei mai auzi muzică, manele și prostii și muzică prostească și nu vei mai vedea lucruri porno și tot felul de nebunii care înnebunesc și strică toți oamenii începând de la copii mici. Acestea toate vor dispărea. În curând vine ziua aia, fii gata să-ți întâmpini mirele,
El vine pe nori în curând și cei care sunt gata și au un de lemn de rezervă în vase îl vor întâmpina și vor fi răpiți și schimbați în trupuri de slavă. Slăvit să fie Dumnezeu pentru Evanghelie. Amin.